Bă, ce e aici, mă, mâncați ea și gura ta? Dar ăla ce e acolo, mă, capul sau nu-i pălărie, ce dracu e? Ia uite ea. Uite ce criu, uite ce criu, vezi? Uite-l, 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 uite-l! Bă, du-te, mă, că... Uite-l acolo. Uite ce m-a mâncat ăsta. Uite, bă, uite-n pomă, uite-n pomă aici. Uite ceva, bă. Uite, băi! Bă, bă! Bă, bă! Hai de cap, mă, mai bă, să plec în ghiță, mâncava sufletul, bă. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod. Băi, fraților, de data asta o să facem un episod cu totul și cu totul diferit. Vom merge în... Cimitir! Cimitir! Că problema e alta, că mie mi-e frică. Cum voi merg eu în cinema? Înainte de frica ta, să le spunem oamenilor că există, mai pe românești, există un strigoi în cimitirul în care o să mergem astăzi seara. Există o poveste că aici ar exista strigoi, povestesc oamenii pe sat că, vezi, Doamne, bă, ar bântui pacii pe sat că umblă pe poduri și pe nu știu ce. La povestea e cu două fete, Delca, nu? Mai sunt și două fete care, bă, nu știu, și eu am auzit-o. Ar veni cu microbuz, a fost, că nu mai, au dispărut și alea. Ar fi venit cu microbuz? Veneau cu microbuzul, coborau tot timpul în fața cimitirului la biserică acolo, intrau în cimitir și aia era. Dar tot timpul, ele dacă veneau, niciodată nu plecau, că aici e problema. Mie... Da, și să zice că la un moment dat cineva din sat s-ar fi dat prins seama, că zice, da, bă, sunt moroice, cum să spun, strigoice. Nu, problema era că sunt moarte din 70 gen, știi, că de-aia nu le mai cunoștea nimeni. Și atunci când și-au dat seama, ăla după microbus și-a dat și demisia, a luat un pic pe... Da. Na, mă rog, și vrem să mergem în cimitir să căutăm mormintele striguilor ăștia care să povestesc că ar fi strigui pe aici. Să ne convingem cu ochii noștri că există așa ceva. Noi avem o serie de vloguri, ceea ce marea majoritate de pe canal știu. Și asta seara o să continuăm seria de vloguri horror, așa că să lăsăm vorba la o parte și să mergem în cimitir. Da, găsim, nu găsim, o să aflăm acolo. Moroi ăla celebru care îi bătea pe ăștia cu pietre. Da, de la antena, Zgrambuțul. De la da, mă, chiar e tot aici, tot în cimitirul ăla. Da? Tot aici, de sunt vreo... Știți care e problema? Eu văd până acolo. Nu, sunt mai multe de mai mult de 3, da. Dar eu văd până acolo și eu nu intru acolo. Dacă vreți intrați, să vedeți. Le spunem oamenilor de Strâmbuță ăsta sau cum îl cheamă. Să le spunem că a fost la știri, a venit cei de la Antena 1. Puteți căuta strigoiul din Grojdibul sau nu știu cum și o să găsiți acolo, dar ideea e că eu nu intru nici să mă băteți. Hai, bă, hai că te bătem și intri. Te ține la mijloc, n-ai treabă. Da, te ia de în spate, de în față, e unul dintre noi. Bă, mie mi s-a întâmplat multe chestii și nu mai vreau să văd astea. Eu am văzut cu ochii mei. Hai că vedem, le spunem acolo. Gata, hai să lăsăm vorba să ne vedem acolo. Da, aici era, da. Uite, bă, că e lumină, bă. E lumină în cimitirul. Este! Hai, Delca, mergi, că nu mai ți-e frică, e lumină în cimitirul. Aude-l pe ea înainte, bă. Cum o să iau înainte, știți, nebun? Hai că te facem sandwich, rămâi tu la mijloc. Mi-e frică de mă cac pe mine, ești nebun la mea. Eu nu fi tâmpit, că mi-e frică, zău. E lumină pe acolo, sunt 2-3 stâlpi, da. Ce urât. E mare cimitirul? Păi nu știu, frate, eu nu știu. Cum nu știi, n-ai fost la tine în sat, în cimitir? A, când am murit odată, după aia mai... Adică ăsta e viu acum. Da. Nu știu, dar mi... Ești viu? Păi, frate, dar mai... eu nu intru acolo, eu stăm până aici. Bă, dar am luat și noi lumânări, că dacă... Eu nu intru acolo. Nu intru, eu stau aici, hai că vă aștept aici, pe ce se vreți. Haide, hai să mergem. Mamă, ce urât se vede, o, frate. Băi, ești nebun la cap, cum se vede. Bă, ghiți, eu nu mai intru, eu ce mă opresc? Hai, mă, o dată, că nu-i nimic. Tu nu vezi că e și lumină. Frică, mă, frate. Păi, o fi, dar mi-e frică. Hai, lasă. N-am fost niciodată la 12 noapte. Parcă... Hai, mă, că uite, e lumină. Bă, nu te mai prosti, că te dau dracu, auzi? Ia. Bă, stați, mă, hai, mă.
Curaj! Mi-e parcă mi-e frică că vezi niște mâini care ies din boschete și te-aștia de picioare. Da, mă, ca în filmele alea americane proaste. Hai pe capul meu, cine m-a pus pe mine, dracu? Hai mă, hai mă, lasă gargară. Zi, unde-s alea cu... Pe ce dracu să fie, nu? Ia uite cum ești ăsta aici. Vai de capul meu. Băi, eu, bă, bă, duceți-mă înapoi, mă, mâncă. Hai mă, lasă. Ia uite și tu cum e mormântul ăsta, ia. Ia filmează un interior acolo, să vede ceva. Cred că a deschis să ia aer. Bă, ești prost. Hă? Ce s-a auzit? Nu se vede bine pe cameră. Nu se vede bine. Hai să mergem în față. Păi, dar s-a auzit ceva, mă, Ghiță, mă, mâncavat sufletul vostru. Bă, hai să lăsăm glumele astea. Stai, mă, că să ăștia pe baltă, braconierii dau cu pușca după... Până nu suntem pe baltă, Toni, mâncați-a sufletul. Păi, balta nu-i jos, colo. Au tras cu arcul, bă, hai. Duceți-mă pe mine înapoi și faceți ce vreți voi aici. Hai, bă, Toni, hai, bă, că... Bă, mie-mi-e frică. Toni, ce mă mâncă. Hai, bă, că... Mi-e o frică, dar nu pot să dorm, auzi? Unde sunt ăștia, mă, unde ziceai cu ăștia, cu... Care au avut astea cu stafirii, cu... Păi nu știu, uite mă că s-aude. Ai auzit? Sunt braconierii pe baltă, mă, trag cu pușca. Dar ala dracu de baltă, că nu e baltă aici. Pe jos, unde era balta odată. Păi uite ce facem, mergem pe aici? Nu, 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 e în față. Nu mă băga pântre alea, că eu nu merg pântre alea, merg pe aici dacă e pe cărarea asta. Uite-te și tu, că sunt în mormânt, în stânga mormânt. Mamă, bă, Delcuț, uite, groapa asta e. Cred că aceea ține popa, berile la rece. Au, ce glume are asta cu popa, cu... Ia uite-l. Bă, ce s-aude bubuie? Nu profitați. Bă, dar miroasa mort așa, vezi? Da, bă, nu mai glumiți de astea, mă. Am gaze. Bă, uite, uite o candelă aprinsă, bă. Vai, capul meu. Ăsta e mort acum, proaspăt. Bă, nu vă mai folosiți, că sunt bob. Ăsta e proaspăt, bă. Bă, ușor, nu crezi în picioare, că... Eu nu merg acolo, vin un coadă pe mine. Ia uite, e aprinsă. Hai, mă, ce să vedem ce e. Da, o să vede, uite, Ioane. Vezi, bă? Văd. Eu nu iau în partea aia, ai pe aici. Hai, mă, că merg eu în față, mă, ce vă asta? Ia uzi. Bă, frate, veniți în coace. Hai, și acolo ce e? E cărare, măcar. Lasă-mă cărare, mă, pe ce mergem? Ce găsești pe cărare? Hai, mă, să ne afundăm, mă, în cimitirul vechi, meu, unde e, în față aici. Să încolo, în partea aia. Hai să-l vedem, pe, hai să-l vedem unde este asta îngropat, unde s-a făcut muroi, păi sau ce s-a făcut. Hai pe aici, să vedem pe aici, pe cărare, măcar. Hai, mă, vină un coace. Păi da, știi ce-i groapă la stradă? Hai, bă, hai, bă, să mergem în fața acolo, bă. Hai încolo. Hai să mergem în cimitirul vechi. Hai încolo. Bă, stați-vă un coloș, că... Hai, stai între noi așa. Dar nu mă lăsați pe mine ultimul, bă. Stai ultimul, ghiță, ce să-l facă? Stai ultimul și mă țintă tu, Nică. Ținte de mine, ho, că nu te mâncă nimeni, stai. Apa așa. Pe aici, bă. Pe aici, uite așa, top! Bă, ce bubuie așa? Nu știu, bă. Dă-i așa să aprinde. Sunt dă-le audă spere grauri. Stai că aprind eu ăsta. A lăsat o mașină, dă-mi cu acea telefonul tău. Bă, frate, bă, mi-e frică, mă, încă. Bă, dă-mi ce vede în fața acolo. Frică, ce? Uite cât de porul. Hai, dă capul meu. Cruci și bălării. Și bă, la mine în sat, bine, eu îți dăscu la București, dar la mine în sat când plecai în cimitir, era ca și cum te duce la Disneyland, bă. Bă, sare glume la ora asta, mă, în capă, sufletul vostru. Ia. Hai, dați-i cu acea și să vedem, ia. Nu mă dumă eu după el. Hai, bă, trebuie să o luăm în față, bă. Bă, ușor, bă. Pleacă cu crucea, bă. Bă, mergeți după mine, hai. Păi nu mai ți-e frică? Ba da, da, mergeți după mine, că mă caca pe mine de frică, nu mai pot ce vrei să spun. Mai faci, bă, că era potet. Nu mai merg pe nici potet, nu mai merg pe... Așa, arde-te ar focul, bagă-mă în urziși, că sunt bermude. Bă, eu tocmai am căzut în groapă până la genunchi. Uite, a venit un miros așa. S-a bă și Delta. Delcuț, din nou? Bă, să nu-i de gumă. Ia uzi. Ai auzit? De ce s-a auzit, mă, mâncăvași? A trântit cineva ceva. Bă, bă, uite, uite, barca. Ia uzi. Ce trebuie să aud eu? Întoarceți-vă la mine. Bă, bă, nu mă... Bă, asta nu-i... Tras pe baltă după alea, Toni, Toni,
Ăsta nu e vlog de făcut, hai acasă. Hai mă, vino cu asta. Hai că nu-ți face nimeni. Păi stați mă, nu mă lăsați bine, acolo. Ești ca și singur. Bă, nu mă lăsați singur, ghiți să vină cu asta. Nu te lasă mă nimeni. Dă telefonul, vino pe aceea. Nu vină cu asta, știu. Unde ne bani, uite pe aceea. Eu s-a început să... Bă, pârâie ăsta, uite. Bă, noi stăm cam multe sute de kilo pe... Peste mă, frate, așa. Bă, veniți cu-a? Bă, ai vân cu-a. Tu chiar vei să mergi în mână la vechi acolo? Da, păi, bă, eu nu știu să mai ies acum de aici. Hai mă, că o luăm încet așa, las că nu știi să ieși. Bă, dar miroase urât rău de tot. Sunt eu de vină? Te-ai ca părtit de frică? Bă, nu mai pur, bă, nu e de bun. Mi-e miroase de la mort. Vai, vai. Să miști eu asta. Uite-ți cât aș de ea, dă-ți plac ție. Bă, las. Bă, bă, nu te mai prostii. Bă, uite-o aici, asta se mișcă, bă. Bă, dar tu vezi. Vezi? Aia cât de aceea e, sigur ies de la unul de gură. De aici vine, mă, mirosul. Ha? Nu, eu e de la Delca, e. Hai să mă. Care ești? E proaspăt. E proaspăt, e mort o lună. Bă, ești prost? Ce? Ce, mă? Bă, du-te. Ia, mă, dă în coași. Bă, ce-ați făcut, mă, ce-ați găsit? Bă, frate, am urmă de făcut aceea. Nu cred. Ia uite, mă, să vede copărșeu. Bă, uite, sicriu, ești nebun. Aha. E putred. De bogat. Bă, iar s-aude dincolo, bă, ghiță. Bă, nu mai ăla să mă sperii, bă. Păi s-aude dincolo, mă, mâncați ca sufletul. Bă, dar ăla ce e acolo, mă? Capul sau am pălărie, ce dracu e? Ia uite ea. Uite sicriu, bă. Uite sicriu, vezi? Bagă camera pe lat așa să vadă, uite. Bă, că ne ia camera, uite. A, dracu, ce e să mergem acasă, bă, tot. Hai să ne băgăm să-i luăm giulul, bă. Dar mișcă-l cu ceva, că poate să ridică. Ce drag să-l minuiesc, că-s 2 metri până acolo. Dacă aveam... Bă, nu te mai prosti cu rămâne. Bă, ce uite? Bă, glume, dar să-ți băg camera aia pe gât. S-a speriat ăsta după capacă. E candelă, mă. Hai să mă prind eu. Bă, nu vă mai prostiți, bă, bă, portocalul. Ia uite, mă, libărci de-alea, bă, că aveți și-o le-am cu mâna în ea. Bă, nu știu să mă mai duc încă. Bă, aia ce e? Stai, mă, să aprinde în candela asta. Dar ce, mă? Faceți vreo un moment, amintire. Șarpelul ăla, ce e? E de la mă, merg de la cu. Ține, mă, telefonul. Bă, dar știți că voi stați pe... Bă, ești prost să mai pește, ce el? Nu e o, ești... E merg de la mă, fără cochilie, de-aia cu... Limax. E broască, bă, cum să te... Bă, nu mai fi prost, bă, ghiță. Știți că voi... Bă, e... Să mor, am vrut să aprind asta, ești prost de stingi. Bă, ce gust o avea? Bă, ce s-aude, mă? Știți că voi stați fix pe mormântul ăla care chiar a fost morât și a terorizat pe ăștia trecut? Aici? La ăsta. Băi, am mai duce de... Dar cum îl chemă? Zicea moșul ăla mai devreme... Zgrâmbuță. Zgrâmbuță. Zicea că e în colțul ăla de cimitir, încolo. Ia, mă, aici. Unde, mă? Aici. Unde? Păi ce scrie pe cruce? Dar nici n-are cruce ăsta. Trebuie să scrie pe cruce. Nici n-are cruce ăsta. Nu ăsta. Vai de mine, ăsta e nou. Ăla e nou număr, bă, tata aici. Ah, chiar am pus mâna pe unul de la, băga-mi ești picioarele. Ha, bă. Bă, o fi, s-o fi transformat zgrâmbuță, merg de la. Cine, mă? Zgrâmbuță ăla. Du-te, dracu, că uite-l ăsta, e prostul. Să zic ăsta e. Uite-l, mă, pe zgrâmbuță, e pe cruce. Uite-l, ăsta e. Uite-l. Ți-am zis, mă, că s-a transformat în ăsta. E melc broască, leu, ce e ăsta? Spiritul e într-un melc acum. Da. Uite, uite cât de aia gârgăiești. Bă, eu am murit acum un... 2020. Acum un an. E proaspăt. Îi scrie acum 91 de ani, ia uite acolo. Acum 91 de ani. A, la 91 de ani a murit. A murit, dar a murit în 2020. La 91 bă, de ani. Deci, dată... Bă, ce s-au de-o? Bă, bă, mâncava sufletul ăsta, nu știu de glumă, hai să mergem acasă mâncava. Zău. Hai, mă, tirnă cu... Bă, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică. Ia ascult. Auzi? Bă, dacă zic că am gaze.
Parcă vine ceva în coaul. Uita ce glume proastă are Tony, să moare dacă n-ai cel mai proaste glume. Bă, vine ceva, bă! Nu mai hai, bă, Tăgnașcu, vine, bă. Vine ceva, ești nebun la cap. Vine de bine ați. Ești nebun, nu glumesc, vine ce ceva. Uite, 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 vine ceva în coaul. Bă, nu mai fi prost, ghiță, bă, lasă-mă. Vine ceva, uite, pe lângă mă, pe aici, nu știu ce e. Uite, uite, merge gheboș așa, merge așa pe ciuci. Da, bă. Ce dracu e asta, bă? Bă, nu știu. Fugi, bă, fugi, fugi, fugi! Nu e bă ăsta. Bă, fugi pe bune. Fugi, bă, dar ce e? Uite-l, uite-l cum vine, bă, bă, fugi, fugi, bă, vine pe bune. Bă, vine pe bune, ești prost? Bă, vine, bă, vorbesc! Bă, vine serios! Nu e de vlog, nu e de filmat, ești nebun, mă, jur, vine ceva. Bă! Bă, portocală nu fi prost. Bă, nu vorbesc serios! Bă, vine ceva, bă, ești prost la cap. Uite, uite cum merge printre cruci pe acolo, deasupra crucilor, uite. Uite, mă, vine lasă în fața acolo, de cum mine. Nu văd. Bă, mă, jure. Bă, ia-și filmează, ia-și filmează, ghiță. Ești nebun la cap, dăm să țin eu. Bă, Dărcan, ești nebun la cap. Nu mai fi spruș, mă, în cap. Mă, jure, ești nebun la cap. Bă, am văzut și eu, frate. Bă, când e de glumă... Bă, nu fi spruș, în cap, bă, sufletul vostru, că mor de inimă aici. Hai, o să mergem în față, să vedem ce e, ui. Chiar de glume, ui. Ce glume, ui? Eu mă scarpinam pe față, frate. Pe pulă. Bă, nu, pe bune, chiar venea. Venea pe portocală. Bă, ia, hai, o să vedem ce este, ui, că... Ia! Ia, uzi! Tony? Bune, Tony, ui. Tony? Sta, cred că a fugit în partea altă. Tony? Unde e, ui, Tony? Mărlane! Unde e, o? Nu știu. Bă, Tony! Bă, l-a luat zgrâmbut. Bă, acolo, tu te murți, bă, uite-te acolo. Bă, uite-te acolo. Uite-te. Mișcă ceva acolo. Bă, să vede. Uite-te lângă cruci. Hă? Nu e, o, nimic. Uite-te acolo, bă, că se prost. Uite, s-a dus încolo. Ce s-a uite, dus? Uite pe pomul ăsta. Bă, ghiță, uite-te, hai să mergem de aici. Bă, du-te, o, că... Uite-l acolo, uite-l. După cruci, uite-l. Eu nu vă vere nimic, bă. Uite-l acolo, stâca. Unde e, bă? Eu nu văd nimic, ești nebun la cap. Uite-l acolo, ghiță. Fii atent acolo, după crucea aia. Bă, ăsta e zgrâmbuță ăsta, bă. Bă, hai să mergem de aici, ghiță. Bă, mâncați-o și uite-și tu că dă ghebo să plimbă pe acolo. Bă, ăsta e zgrâmbuță de ăsta, bă. Unde e, bă? Aici sau unde e? Uite, unde e Tony, frate? Bă, hai să mergem de aici. Bă, hai, bă, dă-l dracu de vlog. Bă, dar n-ați vrut voi să venim în verenie. Că am vrut să venim, dar numai asta, numai sunt glumea. Unde e Tony? Cheamă-l pe Tony să... Ia uzi, aude. Uite. Bă, și se mișcă ceva în fața acolo. Ia, fii atent. Fii atent că... Uite, pentru... Uite, na. Uite. Ai văzut? Uite ceva pe acolo. Dă-i cu zoom. Uite, parcă mișcă ceva în față. Nu știu, nu mai văd. Nici eu nu mai văd acum. Dă-i cu zoom să vedem. Bă, de ce dracu ești, ești nebun? Bă, hai bă să mergem acasă, mă, ghiță, mă, frate. Bă, ați nebunit. Bă, hai bă să nu stăm aici. Hai să mergem în față. Bă, tu ești prost la cap, cum să mergem acolo? Ai curat să mergem mai în față? Da, hai. Hai bă, Delca, ia-o în față. Bă, dar unde e Tony, mă, fraților? Ia-o în față ca să nu te pierdem, bă. Dă-mi e camera. Bă, nu mă duc, mă, în față, sunteți nebun. Ia-o în față, bă. Du-te, stai, eu stau la jumătate. Portocala, dacă vrei, e în față. Aude că au mormăit. Unde e Tony? Tony, nu știu, mă, frate. A fugit în partea înaltă spre mașină. Uite acolo, uite cineva acolo. Ai văzut? Da, am văzut. Nu se văd. Se duce spre cavoul ăla. Bă, dar nu știu dacă se vede pe filmare, mă, pe cameră. Ghiță, ia, mă, ia încearcă tu să-l prinzi, că tu știi mai bine cu asta. Să uite ceva, dar nu știu. Bă, iar sau... Bă, frate! Eu uite! Și-a trecut un cațel pe la capet. Ai auzit? Mi-a trecut pe la capet, știi, om? Crea cangur, ui! Bă, ghiță, potoliți, hai să mergem, mă, de aici, mă, frate. Bă, și pe primul ăsta picior. Ha? Uite, acolo. Uite acolo. Vezi? Hai, bă, lasă-mă, era cine. Hai, gâltează glume, oi, poate. Bă, știe cineva că am văzut în cimitir să... Cine știe, bă, că am văzut în cimitir să se... Bă,
luminează-mă și mie, că aici. Uite-mă, uite-mă, bă, uite-mă acolo, bă, ghița, hai să plecăm de aici. Tu nu face să mă aduc eu aproape să filmez. Bă, frate, bă, stați, bă, că ne pierdem toți, bă. Unde-i Tony, mă, mâncava asta? Tony! Auzi, Tony, că să facem glume, cum asta, băi, că... Păi, da, nu să fac glume, mă, cimite, bă, v-am spus că mi-e frică, ce dracu aveți? Uite, ai văzut? Ia taci. Ia, frate. Ai văzut? S-a văzut pe filmat. Ai văzut, mă? Da, s-a văzut, cred că s-a văzut și pe film. Pe filmare. Bă, nu se fac de-asta, mă. Cred că am observat ceva pe filmare. Ce, mă? Bă, s-a văzut ceva, mă, ghițeai, mă, să plecăm de aici. Bă, unde e Tony, mă, mâncava sufletul? Bă! V-am speriat, ardivar, focul, dă, fraier! Stafia, lupește, coacă nasul! Să rup gâtul pe trecruș, pe aici, bă, fraier sunteți, mă! A spus botul, ori? A spus botul, fraier! Doamne, doamne, dacă îmi dai putere, l-o mor! Nebun la cap, nu mai poți. Bă, mâncava sufletul vostru, bă, nu mai faceți de-astea, bă, nu mai fac de-astea. Bă, Toni, astea-s glume, mă? Ce dracu, m-am scos cearceaful după unul, ca să că era cald. Bă, dă dracu, mă, cac în filmările voastre și în toate alea, astea nu se fac, bă, că v-am spus că mi-e frică și nu se mai fac de-astea. Păi ce, că ți-e frică de gândaci, acum ți-e frică de morți? Nu faceți de asta. Ce poate să-ți facă o unul mort? Băi, bă, să ieși. Să te tragă de picior, aia. Te trage de picior și treabă. Păi, dai ceva tale de o pizza, ceva. Păi, mana mea e sâmbătă. Bă, Toni, eu vreau să te întreb acolo, când Toni era lângă noi. Unde ești? Unde ai fost? Eu eram aici cu voi, n-ai văzut? Bă, nu glumi, mă, că s-a văzut ceva în partea mea, Toni, mă, mâncați de suflet. Nu, eu din partea aia am venit. Haide, m-am luat mașină să iau cearșeaf. Uite, am vrut să mă așez pe asta. Bă, Toni. Pă bune, deci eu din partea mea. Bă, ghiță. Bă, hai, să ies. Hai, mă, ce ai mai văzut și alții ca mine. Hai, mă, să ieșim. Ia, bă, ce s-aude? Ce s-aude, bă? Ce ai, mă? Ce, bă, ce cu făși, arunci pe melce aia. I s-au lipit melcii, bă. Ia, uite. Bă, hai, bă, să plecăm de aici, bă, mâncă. Hai, mă, că-ți mergi. Hai, mă, mai stăm un pic, că mâine-i sărbătoare, să fac pomeni astea, prindeți noi ce vreau. Mâncăm și plecăm. Cum vrei, mai în sânge așa sau? Pilates. Cine m-a pus, mă, mâncava sufletul? Gata, ia cearceaful, bă, și sperii tu de mine. Bă, dar să... Ha? Ce să fac? S-a ia cearceaful, sperii tu. Bă, cine se sperie? Bă, așa, domnul, bă, terminați, bă, ia vinul să vezi ce am văzut aici. Ce? Ia uite, ia uite. Bă, stați, mă, așteptați. Pentru acolo am venit eu. Bă, ești nebun. Ia. Ia uite și tu cum e crucea asta aici. Ia uite și tu. What the fuck? Ia uite și tu. Doamne, dar nu mai mișca. Și da, asta nu asta voiam să vă arăt. Ia, fii atent aici. Ia uite și tu ce e joi. Uite crucile. Ia uite și tu cum arată mormântul ăsta de aici. Băgați mă trebuie. I-am urcat pe ăla de alături de a traversa târgua. Băi, ia fii atent ce. Parcă mă strângeați din groapă. Bă, ce e aici, mă, mâncați aici gura ta. Hă? Bă, ghițai, mă, să plecăm de aici, frate. Bă, aici e. Chiar s-a auzit ceva, auzi? Da. Bă, de aici nu se vede sicriu, mă, aici cred că nu e, ha? Ha! Bă, da, bă, că, bă! Stai, bă, că și-a trebuit. Vezi că ți-a căzut geaca. Aici nu cred că mai e sicriu. Bă, nu, bă, ghiță. Bă, hai să mergem la ala, la, cum îl cheamă? La Scrivoncioc. Du-mă afară din cimitir. Hai, bă, hai, până acolo. Am o idee. Mergem la Zgrâmbuță și spune fiecare câte o poveste de groază. Te bagi, mă? Și dacă ia să zgâmbuță. Ăsta la... se citește pe fața lui povestea lui. Să bag. Hai, unde e zgâmbuță ăsta? A, am trecut pe lângă. Am trecut pe lângă acolo. Hai, hai să mergem acolo, tot acolo la zgâmbuță. Duceți-mă pe mine afară. Hai, mă, până acolo, că nu mă mai mori acolo, nu o să mori acolo. Hai, mă, că nu te mănânc. Băi, băi, cu Toni, cu cearcea fula, dacă dau peste aia cineva. Bă, de unde a luat ăsta? Bă, tu ești idiot, mă, să mor eu dacă nu. L-a luat de acasă. Grașule, vină încoace. Vină încoace. Hai, bă, știți voi o scurtătură către viața de-apoi? Bă, hai să mergem acolo, mă, în față. Hai să mergem la Strâmbuță ăla. Da, hai la Strâmbuță. Nu mai merg nici în față. Hai, mă, hai, mă, pe aici, uite. Păi iau înainte, după tine. Tu stai în spate, dacă vrei. Da, te rezolv, din orice poziție. Hai de capul meu. Bă, nu mai te prostii! Ieși! Auzi! Auzit? Da.
Ce? Tony, ne-ai auzit? Nu, ce? Bă, eu am aflat ce s-a aștept de tot sau de pușcători, bă, nu sunt ce mi-i trebuie tâmpiților. Cum pușcători, mă, frate, cu... Alea? Pentru cine nu știe, astea de s-aud bum bum. Am trăiat eu pe aici pânsa, sunt niște de alea de bubuie sperietor de ciori, să nu mai nici goale după câmpuri, de astea din jur. Sperietoarea de ciori. Bă, hai mergeți, eu mai rămân aici, o să-l doresc. Bă, unde mai, mă, să, nu, să nu te odihnești de tot. Treaba ta. Să nu te odihnești în pace. Lumină din lumină, cu moartea pe moarte, că cădiși, că pățimitiși, că vine diavolul după. Hai, bă! Ia uite-l, mă, zici că-i copil. Unde-i zgârâmbuță? Bă, am călcat în ceas, crăbos. Bă, du-te, dracu! Ce, mă? De ce ai într-o parte? Ești prost la cap? Nu mai pot de-astea, că mă cap cu mine. Ce-ați făcut, mă? Uite cum e într-o parte. Da. Dar cum vrei, mă, să fie? Ia că-i dreapta. Bă, tu te sperizi de crucea aia, mă? Uite-te și tu, mă, uite-te și tu câți mergi de-astea fără casă sunt. Aia trebuie să te... Numai, numai de-astea nefamiliști. Dacă au fost cazați la ăștia, la cu case. Ia, ia-te, mă, delcanii. Au, lu, câta goangă. Bă, uite-te, bă, e ciudat. Bă, nu mai la strâmbuță, sau cum îl cheamă pe ăsta. Da, e mai încolo, bă, ia, uite, bă, ia, ia. Ia uite-te și tu ce e aici. Ia uite și tu. Nu mai mergi. Ești o plasmă, să-mi trag una. Uite-te și tu că sunt, mă. Vezi? Alea-s balii de la melci? Da. Doamne, frate, câți melci așa. Bă, uite, bă, acolo-i zgrâmbuță, mă, în fața acolo-i. Ceva din acolo. Băi, ia, ia de-o aici, în față. Băi, ghiț. Lasă Caterinca la o parte. Mă, mă, e groaznic aici. Iar-s-o. Bă, acolo era strâmbuța. Bă, da, am trecut de el. Nu e oie, pe aici este oie. E în partea aia, uite-l acolo. Ați văzut Star... Ați văzut Star Trek? Ce-i? Ce nu l-a descoperit acolo, bă? Ce, bă? Alta a descoperit acolo. Ce alta, o? Groapă. Asta, o? Da. Din alt. Asta nu are cruce, bă. Uite acolo. Asta? Da. Trebuie să-ți închiți. În gaura asta, o? Bă, sunteți proști la cap. Bă, nu te... Bă, portocale, bă, bă, nu mai drumiți, bă, mâncă vă sufletul cu astea, mă. Dacă-ți dau un știu în curând, scoți piloți cu patentul. Cum a zis ăla în filmul ăla, ce râdic lumini, dar nu părăsi locația. Mai fac glume de astea, mâncați așa curea, că dau cu tine. Hai, mă, ce are ea? Du-te, mă, cap, cap. Hai, bă, mă, cac pe mine. Ia dă-mi cu asta, vedem, hai să... Bagă lumina acolo. Ia, bagă-o aici, ia vezi. Nu se vede mai nimic. Încearcă să luminezi tu. Sau să filmezi tu și luminezi eu. Băi, aici e sicriu. Bă, păi ce te așteptai să fii? Ia, ia, ce scrie pe el? Nu știu, să vede? Ion Iliescu. Nu, e că ăla nu moare curând. Nu, ăla nu are nicio șansă. E sicriu, băi. Scrie 70 ceva. Bă, ce s-aude, bă? Ce s-aude? Ce-i bă, mă? Bă, nu mai, bă, nu, nu mai faceți asta, s-a auzit chiar ceva dincolo, frate, bă, hai să plecăm de aici. Bă, tu te-ai apucat să tragi de seama aici? Ia, dă-mă aici, dă-mă să vedem. Să tragă, dă-mă. Dă-mă că am găsit un sicriu aici, bă. Ia, dă-mă pe el să vedem ce scrie. Ia telefonul, că nu se vede. Uite, ia așa, ține așa. Bă, ia, bă! Încolo se aude. Ce se aude? Ați auzit-o? Da, că ați drângăni ceva, da. Bă, Toni, pleacă-o de acolo. Vezi-o că te iau. Nu am făcut eu nimic, mă. Bă, Toni, te iau. De aici s-a auzit, domnule. Bă, nu știu unde s-a auzit, dar s-a auzit în partea aia. Ia uzi. Bă, ești prost. S-a întors. Bă, ești prost, s-a întors asta, frate. Du-te, bă, că așa era. Bă, ești prost că-i întoarsă. Toni, întoarsă chestia. Nu știu în ce dracu e, dar e întoarsă invers. Bă, nu mai zic de dracu. Hai, mă, terminați cu prostii, bă. Bă, dă-i... Ia-o, ia. Oprește camera, frate. Asta s-a mișcat, asta s-a auzit, ia-o. Bă, uite-te. Uite-te pe camera că a fost dreaptă și după aia s-a întors. Ești prost? E, na. Ghiță? Băi, nu mai faceți glume. Băi, nu fac glume, uite. Oprește camera acum. Uite-te pe camera, dacă ai curaj să vezi. Bă, întoarce-o invers. Bă!
Băi, nu mai fiți proști. Băi, du-te, omul, pleacă dracu de aici. Băi, nu mai. Băi, du-te, mă, de aici. Pleacă, mă, pleacă. Băi, ce ați făcut, mă? Bă, nu știu că văzut. Da, bă, Toni, hai să lăsăm glumele astea, hai să plecăm de aici, portocală, hai. Hai că nu mai facem parcă. Hai să vedem unde e ăla, bă, cu drăluța, cum o cheamă. Ai auzit pe ce? Pe cruce, la... Bă, nu mai am că s-au avut toate alea, bă, hai să mergem. N-ai auzit țipând în partea aia? Hai să mergem, bă. I-am speriat pe ăștia. Hai să vedem ce scrie, bă. A? Bă, frate, dacă vă uitați, eu vă promit să vă uitați pe cameră să vedeți că a fost dreaptă și după aia a fost întoarsă. Toni. Hai că o să ne uităm la... Da, nu, bă, frate, că nu. Ia de lumea. O... Odihna este robul lui Dumnezeu, nu scrie numele. Aici o timpul nu are nume, frate, sunteți proști? Bă, nu mai fi prost, bă, ce s-a auzit iară? Bă, veniți de acolo, bă. Nu mai o lăsați, bă. Nu mai faceți o glume de astea. Hai, hai să mergem, ghiță. Hai să mergem mai încolo, mai la poartă. Eu vreau să mă convinc, bă, că ăsta chiar este scrie Zinca Maria și la câți ani a murit. Bă, unde, aici? Da, pe asta. Aici scrie. Bă, du-te, bă, mai tra. Bă, ești prost. Hai că nu mai. Vai, ai văzut? Haide. Hai, bă, că a aruncat tu sau cineva. Nu am aruncat, frate, eu ce aruncam. Nu mai de astea că rup piciorul, bă. Am într-o mână telefonul și într-o mână cameră. Uite, frate, cruce mică aici. Shit. Cruce mică. Uite. Bă, frate, ce am pe gât, mă? Pe dracu să te ai. Ai mers de la bălos. Dacă a făcut Toni numai glume de astea. Ia uite, știu cum merg. Ai gol. Ia uite, mă, portocală. Cum merg melci pe aici. Ia uite. Aia mică nu-i cruce, bă. Dar știi că am văzut noi filmul ăla cu Melci? Te morți, Petru. Bă, nu mai mă cas pe mine, bă. Bă, s-a dărmat florile. A trântit florile. S-a dărmat florile alea. Uite, mă, ghiță, bă, hai să plecăm de aici. S-a prins de bă o candelă de asta. A, bă, Toni, lasă. Bă, Toni, bă. Bă, nu mai, bă. Bă, nu mai, hai să plecăm. S-a prins de bă. Nu mai fă de alea, hai să... Bă, de ghiță, hai să mergem de aici. E murdă cu curând, bă. Bă, nu e bine. Are la mort de curând, are 92 de ani de când a murit. Uite, în 2021. Da, e mort anul ăsta, ui. Ce, nu știu, uite. Hai, mă, să mergem de aici. Bă, hai. Bă, știi să ieșim de aici? Hai, pe aici, nu mă încavă așa. Știi tu o scurtătură spre iad? Bă, uite, iar trecem pe lângă zgâmbuță. Unde? Uite, la aici. Hai, bă, ce la zgâmbuță, bă, hai, ce la zgâmbuță. Hai, mai stau un pic la zgâmbuță. Ia, ia, ia. Nu s-aude, bă, hai să mergem de aici, mă. Bă, dar chiar, ai zis portocalul? Bă, Ioane! Fai de capul meu! Bă! Păi ești prost, uite ce e în pomul ăsta. Ești prost, plânge pomul, frate. Ce-o? Ce-o, așa ceva n-ai să vezi nici în hoia baciul ăsta. Ia uite, frate, cum vei. Fai de capul meu. Ia uite, ver. Ia uite, Ton. Hai să-mi trag una. N-ai, băi, nu plânge. Fii atent că se dă în gaură. Are diaree. Plânge pomul, băi. Sușuri de izvoare, apa cristalină de rai. Cum era portocală povestea aia? Bă, ia. Bă, ce pleznește, mă, acolo? E tun, mă, e tun. Te așteau sperietori de ciori. Sperietori de dracu să vă ia pe toți, hai să mergem acasă. Bă, de aici. Stai, bă, să spună... Hai să vă spun povestea lui Zgrâmbuță, tu ești de aici și nu știu, eu știu. Hai să stăm jos aici, hai să stăm aici, să ne odihnim de tot. Hai, stăm aici. Bă, stăm aici. Stăm aici lângă ce? Hai, bă, aici la Zgrâmbuță. Hai la Zgrâmbuță. Vrei să nu se suie melcea aia pe tine. Intră la Zgrâmbuță acolo. Ia, stai să întindă. Ia uite, bă, dar nu mai mergi de ăștia, uite. Bă, la scârboșul. Mai bine mă îmbrac chiar, că e mai în siguranță îmbrăcat. Ia uite și tu altul. Iar să audem, mă, frate. Ce să audem, mă? Ce tot auzi? Eu stau invers ca să... Dacă stau așa... Stai, bă, să-i dăm ăstea să mănânce. Ia uite. Frate, dar mi-e frică să stau tot cu spatele așa, dacă vine ceva cu spate. Tu nici să nu faci glume. Ce glume? Fumezi o țigare. Să fumează pe no, vreo? Nu, nu. Nu. Atunci nu fumezi o țigare pe vreo. Da, bă, fraților, să vă spună portocalul e poveste sau nu e adevărul? E adevărul. De anul trecut, ăsta, Zgrâmbuță ăsta, a mirlit-o anul trecut. Și după ce a mirlit-o, le-a dat eroare la ăștia din sat și la familie și la vecini.
Am prins o curaj între voi aici și mai glumesc eu. Lasă că mai iau o dată, mai iau o dată. Până acum te-ai căcat pe tine de frică și acum faci de alea. Mi-am mai prins o curaj. Nu, las-o că te așa dacă e povestea acum. Iau de la început. Mosca. Așa, hai, aici. Gata. Zgrâmbuță. Hai, uite, vorbește, gata. A mirlit-o anul trecut și după ce l-au îngropat, l-au mormântat, le-a dat eroare la familie, la vecini, trântea obiecte prin clasă. În ce clasă era? Era elev? Trântea obiecte prin casă, dădea cu pietre și au venit și ăștia de la... S-a văzut, nu s-au zis, băi, bă, să ăștia de la știri, taci, mă, au venit ăștia... Bă, hai, mă, du-te, drecu, bă! Au venit și ăștia de la știri și a făcut o live, a dat cu paharii jos pe acolo. Și asta chiar a fost moroi pe bune și cimitirul da, ăsta ce că e plin de moroi, Delca știe mai mulți, dar e frică să vorbească. Haide mă, vorbește. Bă, le spui ăstora să mai facă glume, dar eu sunt căcat pe mine de frică. Băi, ești prost și... De la tine venea virus. Ia uite, măi. Bă, care mai face glume, mă, îi dau să mănânce ăsta, serios acum. Bă, frate, a dat și la știri cu ăsta de arunca cu pietre. Hai, o las. Arunca cu pietre, așa. Hai că ne ia pe noi gaia. Arunca cu auzat pietre. Auzat că parcă vine cineva? Păi ce vă spun, mai să plecăm. Bă, dacă vreți să povestim asta, le povestim undeva în centrul la primărie, că e lumină. Nu, măi, nu stă... Zi, bă, o dată cu zgâmbuță. Zi, bă, gata, o spune. Nu știu, măi, căutați pe internet că îl găsiți strigoi din Grojdibo sau de unde vreți. Din Olt. Din Olt sau nu știu cum, că găsiți acolo reportaj. Dădea cu pietre, vere, am uitat ce pietre, mă, că muta chestii în casă. Bă, mie mi s-a întâmplat... Dădea cu paharele. Serios? Mie mi s-a întâmplat cu străbunicul meu, când eu de acolo sunt speriat. Ce s-a întâmplat? Pe cum ce s-a întâmplat? Tingeau belcurile care casa bântuită? Da, da. Serios vorbesc. Păi zis-o și tasul, că... Sau de noaptea până alea. Și trebuie... Nu știi că ai întrebat tu că... Da, că am zis că de pisici, de alea, ce pisici? Că Tony zicea că, bă, că ce se aude? Că se aude la tine, mergând pe un pod, că zic... Că pisici, că ce... Și ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că nu știu ce se întâmplă. Păi ai văzut ceva până acum? S-a auzit pe la mai multe, ca să zicea taică-su. Fizic n-am văzut nimic, ca să înțelegi. Acum fără niciun fel de caterincă și fără niciun fel de... Ce ai făcut, mă, te-ai dezvelit? Marci înapoi, groapă, că te găsești. Eu cred că face la mișto, de căcat ce ești pe tine și tu. Ce ai vrea să-l ia bătonii un pic? Nu e frică, mă. Nu e frică, dacă îl luau un pic să vezi... Băi, eu rămân să dorm, aici vin să mă luați dimineața, să mor dacă nu. Și cine mai veni să te ia? A murit străbunicul meu ăsta. Așa. Și toată viața lui a spus așa, bă, fii atent. Eu l-am prins și pe el în viață. Deci bunicul meu eu l-am prins în viață. M-a dus mai aprins și el mână. Stai, te rog, eu fac să nu mai faci glume. Nu mai fac glume, să mă. Era tasolul bunicul tău. Bunicul bunicului meu. Că nu vorbesc prostii. Și l-am prins, el a murit când aveam 7 ani și el îmi spunea că stăteam cu el la poartă așa pe bancă. Stăteam cu el la poartă pe bancă și spunea, bă, lică, ascultă-mă. Bălică, eu când noi muri, să mă înțăpați că eu m-am născut cu chitie și dandoasele. Așa spune el, adică s-a născut cu membrană de aia pe cap. Cu căciulă. Așa și a ieșit invers, dacă trebuie să ieși. Știi că ăștia sunt periculoși când se nască așa, știi? Dar și eu m-am pus invers. N-am vrut să ies. Și m-am născut, au făcut cezarian. Și a ieșit prost. Și tot așa am ieșit cu chitie. Nu, eu bă, în fine, hai să vă povestesc. A murit. A murit. Și în momentul în care a murit, n-a dat nimeni importanță la ce mi-a spus el mie fiind copil. Și a spus, bălică, să-i spui să mă înțepe. Cum se zicea atunci, că să mă străpungă, gen, știi? Să bag ce sapa... Bă, dar ce mă pune să povestesc asta aici? Hai, o zi, eu, că nu... Că și vine... nimeni nu l-a crezut și au venit toate rudele cum ar veni. Știi, și a început, s-a stins un bec, bă, coincide, s-a spart o farfurie... Sau da, a căzut unul din picioare, nu se mai revenea, da, la știi, urâte după aia. Am vrut să plecăm cu mașina să luăm pe ăla să străbungă de la gura padinii și nu mai pornea mașina. Adică nu mai pornea în cazul în care ea a pornit să plecă. Băi, eu am auzit o întâmplare tot aici în zona Olteniei, nu știu neapărat dacă în cimitirul ăsta, dar am auzit o chestie cu doi prieteni. Au fost seara la un șpriț, s-au îmbătat și au făcut un pariu între ei. Ah, vai, mai știu una. Știi? Cu ce s-a întâmplat. Cu ăstea cu căruța? Nu, stai să zic. Și s-au îmbătat și au făcut pariu. Care are curaj la 12 noaptea să se ducă cu un cuțit, să-l înfigă în fața unui mormânt gen ăsta de aici. Și ăsta fiind, avea și ceva probleme cu inima,
s-a ținut de cuvânt și s-a dus la 12 noaptea să înfigă cuțitul în fața mormântului acolo. Și l-a înfipt în parpalac. Și l-a înfipt în, l-a înfipt în geacă și când a dat să se ridice, a făcut, a făcut infarct și a murit. A crezut că l-a prins de picioare. L-ai auzit? Am auzit, dar eu m-am învățat. Nu, mă pun așa, frate. Nu. Bă, dar ce straniu e aici în cimitir. Frate. Băi, e pe bune cel mai straniu loc din câte am fost până acum. Mai straniu și decât Hoia Baciu. Zici tu? Clar. Bă, Toni, nu mai fă glume de-astea, mă, frate. Bă, m-am întâlnit cu o tanti, a ieșit din garsonier, mi-a dat o floare. Ce glume are, mă, frate, nu, ne-e frică lui Toni, are de glume, frate. Bă, e chiar cel mai straniu. Ideea de generică, lasă-mă în pace, că noi începem filmările, la trăziți, să mă lași, dracu, în pace cu glumele astea în cimitir, că nu mai suport. Mai straniu, frate, și decât când ne-am găsit asta. Fii atent, deci am fost la discotecă aici. Și băieții au plecat să stau în capătul ăla al satului, știi? Și ce au zis? S-a trecut o căruță, era dimineața, 3 ceasul, nu știu. Și a trecut o căruță, s-au agățat de căruță. Trei băieți. Știi cum, nu știu dacă, te agățai de căruță să te ducă până în partea aia. S-au agățat, s-au urcat în căruță și zice unul, băi, eu pe asta o văd cu pălărie, l-au vedea fără pălărie, l-au vedea cu părul lung, l-au cu părul scurt, l-au vedea brunetă, la blondă. Păi și nu mai puteau să coboare din căruță, s-a apropiat de ieșirea din sat și nu mai puteau să... Și atunci s-a făcut și că urâtă la față. S-a schimbat, s-a făcut urâtă la față, ăștia încercau să sară din căruță, nu mai puteau. Ăla vizitiu dacă râdea și a... dacă se întorcea așa la ei, știi? Făcea așa, se întorcea la ei tot timpul așa. Dar nu zicea nimic aia. Și ăla dacă râdea făcea... Bă, dar fază de asta... Fii atent o fază. Și până se iasă din sat, până se iasă din sat, a cântat cocoșul și a căzut aia din sat. Unul a rămas, cum să zic, căzut din sat. Au căzut din căruță, că nu mai știu că să căca pe mine de frică. Au căzut din căruță, au putut să cază și a zis că dacă apucam să vă, să vă trec din sat și nu cânta cocoșul, rămâne... Cău că se aude ceva, așa zic. Rămâneați ai mei. Și a cântat cu coșa, a căzut și ăla, nu mai putea să meargă în picioare, a fost pe la nu știu, mănăstiri. Apropo, o fi poveste, că nu o fi, dar vreau zic cu Crenguța, mi-a povestit Crenguța anul trecut, fii mea. Așa? Deci, o fază exact replică fidelă lui asta, mi-a zis că de la 5 ani visează o femeie urâtă care vine totdeauna în somn și vorbește cu ea și tot așa zice, dacă te scoli, te duci acasă, dacă nu te scoli, te iau cu mine. Deci, îți jur să o trec pe Crenguța, jur aici, nu fac nicio panaramă. Deci mi-a zis anul trecut, zice, tate, o visez de la 5 ani. Bă, nu mai fi prost, bă, du-te, dracu. O visez de la 5 ani și de anul trecut nu mai visează. Nu știu de ce. Dar mi-a zis că visul ăsta a fost în fiecare săptămână. În fiecare săptămână de 3-4 ori visa chestia asta. Și nu mi-a zis până acum. Doamne ferește. Bă, ceva, cred că totuși este. Sunt multe legende, povești, mituri, cum vreți voi să le ziceți, dar cred că este și un sâmbure de adevăr în tot. Pe altfel de unde se nasc asta? Din Gogea Mitu. Din Gogea Mitu, da. Ce adevărat. Nu știu. Nu știi Gogea Mitu? Era frate, un mare rău de tot și avea niște... Sunt mulți care cred și mulți care nu. Și mare rău de tot și avea niște palme ca niște cazmale. Da. Și a venit un american în România și l-a luat pentru box. L-a luat pentru box și l-a dus până America și a boxat. Trebuie să te-ai în pula mea, că să vezi ăsta într-un... Nu mă... Prostici, mă. Hai strica poveste. Hai de pula mea. Hai să mergem. Da, bă, Toni, hai să... Bă, dar sunt unii... Bă, stai-mă un pic. Bă, stai un pic. Sunt unii... Pe tocmai ți-a spus că ai chiar creepy. Sunt unii care cred, unii care nu cred. Eu, mie mi s-au întâmplat niște chestii, mai veneam o dată cu bicicleta, între pote, în partea aia. Fără așa. Râs ca prost, râde ca prost. Ai mort acolo, iată. Hai că poate te lăsăm aici. Mamă, frate, bă. Lasă-mă, rămâne de el ca de șase. Ăsta nu crede, dacă îi se întâmplă, după aia nu mai râde. Ăsta nu crede, dar e mor de frică. Eu deci, știu, frate, eu după seria asta de vlog-uri, mie nu, parcă deci nu prea mai mi-e frică. Deci ascultă-mă, ascultă-mă. Păi ai fost la Hoia Baciu, eu când am trecut pe Hoia Baciu cu nevastă mea, nu Hoia Baciu, Radovan. Radovan. Și când am văzut că a scris Radovan, eu am greșit drumul. Am luat-o de la Craiova și n-am luat-o pe unde trebuia să vin încoace. Și am luat-o pe partea și când am văzut Radovan, am blocat toți la mașină și am dat 180 și nevastă mea, că ce-i de mers ca nebun? Zic, taci din gură. Cine gură beznă dacă ai văzut cum e acolo? Da, printre pădurea aia. Vai de capul meu, am dat viteză până am intrat într-un sat și am văzut un bec de la, m-am oprit la bec, am deblocat ușile, zic dă-te jos și uite-te pe Google dacă ai curaj. Și acum umbli cu becuri la tine. Nu mă, și a zis ce să mă uit pe Google, scrie, nu trebuie să scrie nimic decât pădurea Radovan.
Înseamnă că și când a scris pădurea Radovan, a apărut mireasa, a apărut aia, s-a urcat direct în mașină, a blocat ușile. Și pe noi ne-au urmărit, adică... Noi am văzut, am noi văzut pe filmare. Abia după ce am postat vlogul. Bine, dar foarte mult s-a întâmplat să apară și nu la mulți localnici, cât la mulți trecători. Nici când la Meditan n-am văzut. Ai auzit ziua? Da. Dar vezi, ai impresia că parcă te simți că te privește cineva pe aici, vezi? Capul meu. E vorba de privit, dar de ce s-aud? Bă, dacă ai idee, eu mai am o poveste de-asta cu unii pe care eu îi cunosc, nu pot să dau nume, înțelegi? A murit un tip bătrân care avea 3 copii și nepoți, copii mari însurați, și bătrânul ăsta a murit a 6 săptămâni după ce a murit fiul său la mare, a murit și el. După fiul său mijlociu a luat o razna că n-a avut pierdere, se iubeau foarte mult între ei, înțelegi? Și fiul său cel mijlociu a luat o razna, frate nu mai era om și s-a făcut un om de om, dormea pe la ei, pe la mormânt, înțelegi chestii de astea. Și după ce a făcut ăsta, fiul său la mare 6 săptămâni, l-a luat și pe ăsta în mijlociu. Și pe aia s-a gândit fiul său la mic să-l dezgroape, să-l străpungă. Înțelegi? Uh-huh. Și că l-a găsit întors cu sânge la gură, n-aș pară de tot. El i-a luat pe amândoi. Și e pe bune rău de tot. Și cât se iubeau și cât ținea unul la altul? Eu știți că voi nebunește. Țin unul la altul. Dădeai într-unul, țupau doi. Vreți să plecăm de aici? Eu nu, eu îmi pun o întrebare, cum l-a străpuns, adică l-a, a fost cu, sau... Nu, nu, fără niciun fel de glumă, deci l-au dezgropat. I-a bătut țăruși. Era așa într-o poarte. Era frig. I-a bătut țărușii în el? Era cu sânge la gură și cu ăla. Nu, nu i-a bătut țărușii în el, l-a despicat, i-a băgat o coasă în el. Dar știi că asta e ilegal. Da. Păi da. E ilegal, nu? Adică gen la urmă, bă, frate, păi... Profanare și tot. Murea și ăla micu. Mureau toți, pe toți îi lua. Bă, l-o la micu i s-a arătat pe-n vis și făcea pe toți vreau. Pe toți vreau. Uite, mă, ăla cum a putut să doarmă în cimitirul unde le bubuiau ușile, au fost la ei în casă, frate. Cine? Tu, de ce n-ai dormit aici? Unde, mă? Uite, am adus cerceaf. Doamne, mâncați-o, dacă vrei să mă... Îl împalsămăm imediat și-l aruncăm într-una de-asta care... Tragem decât pământ. Bă, ghiță, într-una blondă. Tu, bă. L-aruncăm într-una blondă. Bă, ce glumă. Lumânări găsim pe aici. Uite, a găsit Toni și flori. Bă, frate, chiar îl înțeleg, ești nebun. Bă, nu te v-am mai prostit cu glume. Florile nu le-am găsit, mi-a dat baba aia floarea. Tantea aia. Ia-te acolo, mai două garsoniere mai încolo. Nu e. Bă, eu vă mai spun o chestie, că eu am avut o prietenă. Straniu rău. Și eram... Vie. Era, bă, nu e de glumă, mă, frate, nu ură de când, că după aia a murit. Zi-vă să tacă, bă. De ce mort? Ai făcut o prietenă mort. Bă, frate, ascultă-mă, că nu e de glumă. Bă, acum, sau ai futut? Bă, vorbesc la modul cel mai serios, ascultați-mă. Am avut o prietenă și stăteam undeva exact pe unde am venit noi, nu pe unde am venit, pe partea cealaltă la biserică, în față stăteam parcați în mașină. Eu cu ea. Adică mașină. Stăteam parcat în mașină, de ce stai pe lea? Așa. Zi? Nu, ce? Uitați cum mașina parcat. Eu că ăsta la capăt că ăsta e tâmpit și ăsta e prost. Așa o zi. Bă, frate, nu e nimic de glumă în ce vă spun, pentru că eu am trăit niște chestii și n-ai cum să nu le mai vezi cu, sau să le dar vezi zi cu... Dar zi pe scurt, că ne apucă dimineața să trezesc chestia. Lasă-mă că nu mă interesează, ascultă-mă ce vreau să spun, că m-ați adus aici, acum vorbesc de aici să mă scoateți pe braț, nu știu cum mă scoate, că eu nu mai. Deci stăteam cu o prietenă în mașină, în fața la biserică, iar s-a auzit, nu? Continuă, da, da. Eu nu glumesc cu absolut nimic, de ce? Eu nu glumesc cu absolut nimic și vă spun că mi-am adus aminte de povestea asta când a zis Toni de asta cu crenguța, pentru că eram cu o tipă în mașină, pe timpul ăla să fie 10-15 ani de atunci, avea o Dacie din aia... 1310, nu știu cum erau atunci. Da. Sinteză. Așa, zâmbetul lui Iliescu, cum îi ziceau ăștia. Așa. Și stăteam în mașină în fața bisericii, exact aici, la cimitir, acolo în față. Vai, biserică, mașina era băgată în viteză, știi? Și știți că v-am povestit că mi-e frică de multe chestii și că zicea nevastă mea că ieși afară, că să vezi tu, zici să ieși tu, că eu nu ies. Și a plecat mașina în față. Ei. Bă, mașina băgată în viteză, în anteia zi. Știi cum erau daciile? Putea să sară din viteză sau să nu știu ce. Dar era pornită sau nu mai era oprită și băgată în viteză. Așa. Și a zis, dă-te jos și uită-te.
ne împinge cineva, face mișto de noi, zic eu nu mă dau jos, dacă vrei dă-te jos și uite-te că eu n-am, știi? Ne-am dat amândoi jos în același timp, ne-am uitat, nu era nimeni în spate, adică se vedea că era ulița până în capătul ăla, vedeai că erau lumini. Dacă era să fie cineva, fugea sau ceva. Și cum pleca mașina băgată în viteză și am zis, băi, eu tot am avut vise din astea, că urâte, că nu știu ce, că nu știu cum, că bă, zic, niște prostii, astea sunt prostii, sunt căcaturi, să nu te bai după vise, să nu te mai... Și a pornit mașina, s-a spus la Mangalea, v-a dus nicio mașină, aici. După aia a plecat la Craiova să ducă la facultate și a murit în curba acolo, toți care erau mașina aici. Acolo unde... Nu, au murit într-o curbă spre Craiova, toți care erau mașina aia, ăla, dar a intrat de ei, n-au murit niciunul. Bun, și de ce au murit? Păi, domnul, să știu Toni de ce a murit, dar faza a fost ciudată și la o săptămână, aproape nici o săptămână, câteva zile se întâmple lucrul ăsta și am spunea visele ei că o ia, că nu știu ce a, și a visat cu ea. Cu ea, da, că a visat cu ea, că nu știu ce și eu am zis că sunt niște prostii, știi? Și uite că s-a întâmplat, da. Cine era cu ea? Nu ia ca uite ce m-am mâncat ăsta. Uite, bă, uite-n pom, uite-n pom aici. Uite ceva, bă. Uite, bă! Bă, bă! Bă! Vai de capul meu, hai bă să plec în ghiță, mânca bă sufletul vostru. Păi ai văzut, bă, ceva în pom? Bă, plecați, nu. Serios, plecați. Hă? Ce-a fost, mă? A ieșit chiar ăsta de aici, cum îl cheamă? Bă, tu voi ați văzut, mă, erau niște oi, mă. Bă, bă, hai să ieșim de aici, bă. Bă, am prins pe cameră, ești nebun, am prins, era ceva, nu știu, erau niște oi care scâlpeau un pom. Vai de capul meu, cine dracu m-a pus cu fereața, dracu, cu vlogurile și cu dracii voștri? Mamă, ce-am pus. O, fi fost prietena aia ta care s-a vărsat de o mașină. Ia uzi. Ia uite, ia arată, mă, ia uite-l pe ăsta, a fugit, s-a călcat în omul, arată și retul. Ia uite. Bă, bă! Mama, am pus mâna în asta, hai bă să mergem de aici. Lasă-l bă să trăiască, ui. Hai să mergem de aici. Lasă să trăiască, că om e și el. Auzi că se aud toate alea. Ce dracu se aude aici? Ia-o, ce l-a trăcâine așa? Bă, deci mă jur că am prins pe filmare aici. Bă, ești prost la cap. Hai să mergem, bă. Bă, eu cred că a fost pisic ceva, ui. Bă, dar ce pisic, ce draci să te ia, cum ieșim de aici, zic cum ieșim. Cum am intrat? Pe unde am venit tu, pe acolo, s-a fost. Bă, e o gaură în cimitirul culei și la șosea, mergem pe afară, dacă vrei. Bă, hai mă, pe acolo. Bă, nu mai ui. E moros pe aici, m-am făcut pe piciorul, ce trebuie m-am făcut. Hai, Toni, hai că știu eu drumul. Ha? Știi drumul. Hai că știu eu drumul. Hai stânga acolo, pe acolo am văzut o gaură în gară și ieșim direct la șosea. Cică de portocal mâna în coapă, tu nu vezi mă frate cam ăsta mână. Unde bă, că-i place lucrătă pe la morminte pe aici. Mamă, iau-te cât ali barca. Bă, luminează mă să vedem unde merge. Ia prinde și tu telefonul. Aprinde-ți bă telefoanele toți. Eu n-am. Cum mă n-ai? Păi nu l-am, l-am. Băi de capul meu, dar ce să mai auzim? Bă, frate, ești... Mă gândeam că n-am pe cine suna pe aici, zic de... Mașină. A trecut telecabina, mă, ce aveți? A luat sperietură. Bă, da, Toni, tu chiar n-ai frică, mâncați așa. Păi de cine o dă? Morți, ce să-mi facă morți? Mi-e frică de vii? Ăștia vii fac mie probleme, nu ăștia morți. De capul. Dacă ar fi toți vii ca morți, aș fi cel mai fericit. Ai, uite, ăsta a rămas gravid, băi, cu morții. Nu mă, că am băgat și ce-a fost, dacă are asta numai glume proaste. Credeam că au băgat morții. Da, ia seama. Hai că poate naște acasă. Credeam că au băgat mortul. De unde ai luat ce-a fost? Mi l-a dat o babă de la garsoniera aia. Păi da, v-ați zis cu baba aici? Ce? Ce ai, mă? V-ați zis cu babile în cimitir? Bă, nu mai vreau. M-a tras unul de picior. Am trecut odată, am făcut pare cu unii că să trec eu până cimitir și eu zic, bă, am curaj, că eu, am curaj. Dar ce-ți frică? Băi, lasă atunci. Și era o babă după o groapă de asta și culegea iarbă. A, ziua? Ziua, mă, era 12 ziua. Și eu mergeam curaj, știi? Și s-a ridicat așa cu o bazma de aia pe ochi, așa, știi, era așa, bazma aia pe ochi, așa, și face, bună ziua, Lică, ia mie.
Ia draculic al mării, că am trecut, mi-am rupt picioarele pe-n grop, în toată alea. Știi ce am pățit? Eram, aveam vreo 16 ani și eram la un club în București, se numea Tehnic Club, și acolo făceam prima oară, să fac asta, într-o echipă de teatru. M-am bucat în curmă, și ne duce tot așa. Ne-am plimbat pe Parcul Tineretului și pe la... 12.32. Ne-am plimbat tot aia, până la 12 noaptea. Bă, și la un moment dat am trecut pe lângă gardul cimitirului, că e cimitirul Belu acolo. Și ăștia, ia bă, să ne uităm peste gard, dacă, bă, și-au pus mintea cu mine și atâta ne-am prins de gard, ne-am uitat peste și ăștia au pus mintea pe mine și m-au aruncat peste gard. M-am căcat pe mine, mie mi-a fost toată copilăria frică de morți, de astea, până am realizat ce înseamnă, dar mi-a fost, a murit o femeie la noi pe scară la etajul 6 și mie mi-era frică că eu steam la 1, mi-era frică să intru o scară. Hai, Bielca, că ți-a scris baba aia mort. Ghiță, deci ăsta e ca o familie, cum ar veni. Ăsta e bunicul bunicului meu, pe care eu l-am prins în viață și ăsta e ăla de a fost cu probleme, uite, dacă-l... Vezi? Mm-hmm. Și când mergem acum acasă, dacă vrei, ți-arăt tablou cu el. Ăsta e? Ăla de ăla sus, de da, uite sau ăsta de aici. Și dacă vrei, așa, dacă vrei că mergem acum acasă, ți-arăt tablou cu el. Carțon Ștefan. A fost Trigoi? Da. Care era numele de familie, Carțon sau Ștefan? Carțon. E rudă. Păi și pe tine ce te cheamă Delca, dacă poți să-l chema Carțon? Pentru că el a avut doar fete. El a avut trei fete. Ah, și de aia mai tare. A pierdut numele de așa. Eu oricum port după tata, dar ideea a fost, uite, alte chestii, că el a plecat în război, nevasta ce care fi murit, cum se zicea atunci, de argint viu. Așa. Sau Mercur, da. Așa. A murit de farmece, dar argint viu era. Păi dacă făceau babele cu Mercur. Așa. Și ar fi murit de argint viu și fetele lui, adică mama lui bunicul meu cu surorile ei, ar fi rămas singure pe timpul războiului, de acolo și tunelele din casele alea de v-am arătat. Aha. Și de la mine din casă de tunelul și așa cu alea, cu toate prostii. Auzi, Iliescu ăsta, Iliescu, cum îi zice mă ăsta, Băsescu a fost pe la tine, că el era cu luminița din capăt tunelului, să vedea la tine aici, de la București? Nu mai glumi cu luminița, că luminița e asta, că e sora lui mama, a murit săracă bolnavă, în fine. A, de aceea stătea în capăt tunelului. Da, hai să închidem asta, luminița le-am aprins. Luminița tunelului chema. Le-am aprins niște lumânări aici, oh. De bun. Păi dacă le-ai aprins mai de mult, acum nu le mai aprins. Nu le mai aprind pentru că a făcut urât. Am înțeles. Hai bă, că am făcut-o și pe asta. Văzură și mumia și aia, ne-a alergat și babe, le-am primit și flori, viața neită. Unde dracu ieșirea, mă? Pace. Mai spune eu. Da, mă, dar nu să fac glume de-astea, că nu ți-ai făcut cu tine. Bă, ca să trăiești, trebuie să ai toate ingredientele. Spaime, bucurii, trăiri. Dacă nu trăiai pe asta în cimitir, n-aveai viață frumoasă, mă. Nu știi ce înseamnă spaima. A mai fost cineva până acum la 12 noapte în cimitir? Ați mai fost? Nu știu, asta întreabă tu. Bă. La 12 fără 5 am fost eu, dar mi s-a spus că am ajuns foarte devreme. Stai, mă, portocală, chiar, stai un pic. Mm. Te-au trimis acasă. Apropo, voi ăștia de ne urmăriți acum, cât de prost am fost eu că am mers cu ăștia toți. Cu recte... Deci recunoști? Da, foarte acum am prins curaj că sunt prin șire. Am prins curaj. Voi ați fost la 12... Iar s-a auzit. Hai să voi ați fost la 12 noaptea în cimitir, ați avut curaj să intrați, dacă e să aveți niște prieteni de ăștia, că ăștia ai mei să nu mergeți. Dar dați câte un like. Dați-le like, faceți ce-ți vrea, că eu nu mai... Dați like pe cruci. Și dacă au fost, ce li s-a întâmplat. Și dacă aveți povești din astea, nu? Și da, dacă aveți povești sau idei sau locuri. Dacă aveți povești de-astea pe unde s-a întâmplat așa ceva, fură-și tu la cameră, dacă aveți povești de-astea pe unde s-a întâmplat așa, dați mesaj, lăsați scris și venim, poate venim până la voi să vă vizităm, să facem o poveste frumoasă cu ce vi s-a întâmplat vouă. Nu contează unde, România să fie. Ne vedem. Poveste... Sau da, locuri, nu? Locuri cu adevărat înspăimântătoare ne duce. Că cam cum a fost cimitirul ăsta? Tocal, că eu nu mai vin. Treaba voastră. Așa că, fraților, cam ăsta a fost episodul de azi. Nu uitați să ne dați un like. Nu uitați să ne dați un like, un comentariu, să ne susțineți. Pentru că pentru noi contează foarte mult. Asta înseamnă că ne încurajează să mergem mai departe. Vă pupăm și vă iubim pe toți.